Iubiți credincioși, o să mai citim un capitol din învățăturile Sfântului Ioan de Kronstadt, din cartea sa Frumusețea vieții creștine. Așadar, Sfântul Ioan de Kronstadt, Frumusețea vieții creștine, Sfânta Împărtășanie, măreția tainei, puterea, importanța și necesitatea ei. Ce este de mirare? Simplitatea sau măreția tainei trupului și sângelui lui Hristos? Naturalețea formelor văzute, tangibile și palpabile, adică pâinii și vinului, ale tainei, sau supranaturalitatea înțelepciunii sale, a răscumpărării sale, adevărului și a sfințeniei sale, care justifică și sfințește pe cei ce se împărtășesc cu credință și dăruiesc viață, și dăruiește viață simțită în întreaga ființă celor ce se împărtășesc cu suflet și trup. O faptă minunată, o putere cu adevărat dumnezeiască, o nesfârșită bunătate și înțelepciune, dreptate și atotputernicie, dăruirea pâinii celei cerești, trupul și sângele Domnului, Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pentru ca omenirea depravată în păcat să le mănânce și să le bea, minunea minunilor. Mințile pământești ale oamenilor nu pot înțelege și nu cred în taina lui Dumnezeu. Protestanții și creștinii reformați și numeroși intelectuali ruși nu pot crede în ele. Sfintele daruri, trupul și sângele Domnului, taina împărtășaniei este cea mai mare jertfă a dreptății și milostivirii lui Dumnezeu. Este mijlocul suprem de curățire, de înnoire, de luminare, de stricăciune, de viață, de putere, de slavă, de pace, de bucurie, de mireasmă duhovnicească, de fodoabă omenirii transformate în bunătate, de iubire și de părtășie cu Dumnezeu. Suflete, privește la sfintele taine cu frică și cu dragoste, ca unul cel ce ești păcătos și nevrednic. Toate făgăduințele lui Dumnezeu în El sunt da, prin El sunt amin. 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 30. La fel și sfintele taine, trupul și sângele lui Hristos, în El sunt da, și în ele sunt amin, adică însăși ființa lor sunt adevărate, dătătoare de viață, sunt răscumpărătoare, sunt luminătoare, dătătoare de pace, înnoitoare pentru sufletul și trupul celor ce se împărtășesc din ele cu credință și cu penitență activă. Slavă lui Dumnezeu! Sfintele taine sunt mai vii, mai substanțiale decât orice realitate vizibilă și invizibilă, mai sigure decât orice credincioșie. Cuvântul Domnului este garanția acestui adevăr, atât în esența lucrurilor, cât și în experiența sufletului credincios. Cu ce vă împărtășiți la Sfânta Liturghie, dragi frați și surori? Cu trupul cel preacurat și cu sângele cel prețios al Fiului lui Dumnezeu, al lui Hristos, Dumnezeu nostru, bogăția darului inepuizabil al lui Dumnezeu, care ne îndeamnă să reflectăm la sărăcie extremă, la lipsurile, la mizeria și la orbirea firii omenești, la care aceasta a fost supusă în mod inevitabil prin căderea primilor oameni. Cu siguranță că atunci când păcatul s-a mulțit, harul a prisosit, la slăbiciunile omenești s-a adăugat și puterea nemăsurată a lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu ne-a venit în ajutor. Harul Hristos, ajutorul nesticăciunii, izvorul nesticăciunii și al învierii, ne-a dat trupul său și sângele său ca și cel mai curat antidot asupra păcatului, care e mediul împotriva corupției păcatului. Taina Sfintei Împărtășanii a fost instituită pentru reînnoirea firii umane corupte de păcat, pentru a-i îndrepta și a-i împăca pe credincioși și pe penitenți cu Dumnezeu, pentru a lepăda păcatele lor, pentru a le da putere să lupte împotriva patimilor, pentru a fi o armă împotriva diavolului și
nemurire și dumnezeire, oferindu-ne trupul cel prea curat și sângele cel dătător de viață, ca hrană și băutură, Domnul ne înalță nemărginit prin firea noastră, prin unitatea și dumnezeirea Sfintelor Taine și ne pregătește pentru comuniune desăvârșită veșnică cu Sine într-o ziua cea veșnică a împărăției sale. La ce înălțim și la ce slavă a fost ridicată firea omenească prin dăruirea trupului și sângelui Domnului, ca hrană și băutură, cu câtă evlavie, cu câtă credință, noblețe și înfrânare trebuie să fie apropiat de ele creștinul. Cum s-ar cuveni să-i respecte și să-i iubească pe ceilalți ca pe sine însuși? Cum să-i încurajeze pe frați ca să ducă toți o viață creștină? Cât de generos, de milostiv și de răbdător și îndelung răbdător este Hristos. Dacă nu veți mânca trupul Fiului Omului și nu veți bea sângele Lui, nu veți avea viață voi înșivă. Ioan capitolul 6, versetul 53. Minunată și demnă de veșnică uimire și de mulțumire și bunătate, adevărul și înțelepciunea lui Dumnezeu, minunată este iubirea de oameni a lui Dumnezeu. Adam a căzut și a fost corupt de păcat. A transmis sămânța păcatului și a stricăciunii întregului neam omenesc și l-a înrobit diavolului, semănătorul fără de lege. Hristos, Fiul lui Dumnezeu, venim pe pământ și împlinim toată dreptatea lui Dumnezeu. A pătimit, a murit și a înviat din morți. El ne-a dărit nouă nestricăciune și viață. Ne-a vrednicit să mâncăm și să bem din trupul și sângele Său, cel de viață făcător, să fim trup din trupul Său și oase din oasele sale. Efeseni capitolul 5, versetul 30. Sunt mereu uimit de jertfa aceasta sfântă a Sfintei Împărtășanii. Jertfă înfricoșătoare, a tot cuprinzătoare și a tot sfințitoare a trupului și sângelui lui Hristos. Euharistia distruge în continuu lucrările diavolului, în adevărații părtași acestei jertfe universale, și lucrează ca și o contrabalansare și reflectarea tuturor urăciunilor păcătoase din cuvânt, din faptă, din gând, aduse asupra noastră de primul autor și făptuitor al păcatului, adică păcatul primului om care s-a sfânt asupra tuturor oamenilor născuți din păcat și, de fapt, păcatul primului înger, Satana, care el a păcătuit primul și a vărsat otrava păcatului în neam omenesc prin îndemnul, prin înșelăciunea de a-i exercitat asupra părinților noștri, Adam și Eva, de a-i face neascultător. Câtă putere, câtă bunătate, câtă milă, câtă îndurare, răbdare, sfințenie, curățire, iluminare, renaștere și înnoire, pace și libertate, lărgime sufletească și îndumnezeire, se află în această jertfă sfântă, divină, tot cuprinzătoare. Slavă și mulțumire lui Dumnezeu, celui Sfântă Treime, pentru lucrările bunătății ale milei, ale atot înțelepciunii și atot puternicii sale. Câtă supremația bunătății dumnezeiești există pretutindeni în bisericile lui Dumnezeu și în întregul univers. Abisul milei și al bunătății a fost și este revelat în jertfa zilnică de pe altarele bisericilor ortodoxe. Jertfa atot milostivă, atot cuprinzătoare, curățitoare, mijlocitoare și dătătoare de viață și nespus de mare a trupului și sângele lui Domnului Hristos. Împărtășania constituie o jertfă oferită după voia lui Dumnezeu și după legământul Domnului Iisus Hristos pentru întregirea întregii lumi. Toate păcatele credincioșilor care se roagă cu adevărat și se împărtășesc cu Sfintele Taine dătătoare de viață, curăță de fiecare dată când aceștia se împărtășesc,
toate legăturile sufletului se distrug, toată puterea se consumă, toate cerurile plăcute lui Dumnezeu se împlinesc și rugăciunile întregii biserici pentru toate stările și clasele și pentru păstori și pentru turmă. Datorită acestei jertfe, lumea stă în picioare și nu se clatină, orașele rezistă și nu se prăbușesc, trăiesc în sănătate și prosperitate, familiile se întăresc, intrigele ereticilor și schismaticilor devin deșarte și se instaurează evlavia comună. Toate acestea, numai dacă păstorii administrează cu discernământ taina supremă a Sfintei Împărtășanii. Slăvit să fie Domnul care ne-a dăruit astfel de dar de la Dumnezeu, dătător de viață, curățitor și preasfânt. Luminează-te, luminează-te, nouă Ierusalime, Biserică Ortodoxă a lui Dumnezeu, că slavă Domnului peste tine lăsăvit. Salt acum și te bucură, Sioane, și te veselește nespus. În sfânta jertfă a Euharistiei rezidă statornicia lumii. Liturghia este cea prin care mai stă lumea păcătoasă. De aceea gândesc în timpul Sfintei Liturghii, privind la trupul cel preacurat și la sângele dătător de viața lui Hristos, că prin aceasta lumea stă. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.